Mulțumim, accident teribil în Predeal. Un tânăr de 22 de ani a fost la un pas de moarte după ce a căzut cu mașina de pe un pod, direct pe calea ferată. Cu toate informațiile vine colegul meu Mircea Sime. Mircea? Bun găsit, vorbim despre un accident teribil, da, iată, un tânăr a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a aterizat direct pe calea ferată. Accidentul de circulație a avut loc în Predeal. La fața locului imediat a ajuns mai multe ambulanțe. Martorii au relatat cum s-a produs acest accident. Se pare că acesta a avut viteză, iar la un moment dat a scăpat controlul asupra volanului și a ajuns, iată, pe calea ferată. Undeva în partea din spate se vede și o locomotivă. Doar o minune a făcut ca locomotiva să nu treacă peste această mașină.